Începe cu poziția de gard. Nu cu intrare la picioare, nu cu morișcă, nu cu poziția de lucru. Ce vreau să spun prin poziția de lucru? Gard. Aici, față, nu față. Deci când mă lupt, nu pot mai... capul nu poate să fie mai sus sau mai jos decât umerii lui. Dacă vreau să protejez picioarele, astfel face lucrurile așa. Eu sunt poziția de gard, deci eu fac așa. Pierd tot timpul. Dar trebuie să menții poziția de gard. Dacă îi ții capul în piept și te uite aici, de aici, de aici, el are să încearcă să miște capul. Și acum tu trebuie să știi cum să controlezi, să rupești, să nu creeze mușchiul să-ți dea de picioare. N-am trecut. Dacă el mă trage de cap și eu mă duc jos, n-am trecut la spate. Ori, dacă el mă trage de cap și mă duc în sus, mă trage jos și mă duc în sus. Dau și acum e. Vezi? Asta. Nu pot să mă duc nici în jos, nu pot să mă duc nici în jos. Trebuie să mențin poziția asta aici. Și cum o mențin? Îl păcălesc. Deci mă trage de cap. Deci mă trage de cap. Dacă nu se mișcă, iau una, două. Vezi? Ia. Cum mă trage de cap, cum mă trage? Vezi? Ce fac? O iau două brațe pe un braț, aici, aici, și mă duc în lateral, aici. Dacă nu se mișcă, unde? Să mișcă. Deci, cum am mișcat? L-am păcălit? Deci am două posibilități să-mi protejez poziția. Una, tu mă trage de cap, aici, iau două brațe pe un braț, coapte unde coapte, aici. Aici. Nu se mișcă? Nu, nu, se mișcă, vine fața mea, lua la picioare. Și a doua, brațe pe un braț, când te trage aici, aici și l-am mișcat aici. Dacă nu se mișcă, la una se mișcă, vine în fața mea, aici, aici, să dă înapoi eu. Eu dacă mă țin poziția de cap și el mă atacă, să o miște, că nu poate să intre, da,